Cristina Mihaela, noua prezentatoare a show-ului Puterea Dragostei, a ajuns în Turcia. Sezonul 3 al emisiunii Puterea Dragostei începe pe data de 27 iulie și este prezentat de frumoasa Cristina Mihaela. Moderatoarea a ajuns pe data de 16 iulie la Istanbul, acolo unde se filmează emisiunea. Aceasta a povestit pe pagina ei de Instagram cum a fost drumul, dar și cât de dor este de casă și de prieteni. Gata, trebuie să vă povestesc ce și cum. Ieri la ora 8 am plecat din București și am ajuns la Istanbul undeva pe la ora 23. Am mâncat pe la o autoservire pe stradă pentru că mi-era foame. Foarte bună a fost mâncarea. Însă s-a stricat sistemul din vama turcească și a trebuit să așteptăm câteva ore. Lucrurile bune încep cu greu. Însă, din data din 27 iulie, intrăm în casele dumneavoastră cu noul sezon Puterea Dragostei. Acolo veți întâlni niște concurenți extraordinari. Concurenții sunt wow. Cine a zis că departe de casă este greu? Bine a zis. Sunt de câteva ore aici și mi-e dor de casă, a povestit Cristina. Înainte de plecarea în Turcia, Cristina Mihaela spunea că îi va fi foarte greu departe de casă, lucru pe care l-a susținut și după ce a ajuns la Istanbul. Va fi destul de greu pentru mine să mă obișnuiesc, să nu i-am aproape pe părinți. Îmi va fi dor de ei. Tata a fost foarte fericit când a aflat vestea. Mama nu a fost însă la fel de încântată pentru că ea nu este de acord nici acum cu faptul că eu am ales lumea televiziunii, a mai declarat Cristina Mihaela.